Ce înseamnă să pui o limită sănătoasă unei persoane din familie? Limitele sănătoase sunt, aș spune eu, cea mai frumoasă declarație de iubire pe care poți să-i o faci unui om, pe care tu spui că-l iubești. O limită emoțională înseamnă, în primul rând, respectul. Fiecare om trebuie să-și cunoască propriile limite emoționale. Toxicitatea nu are nicio legătură cu refuzul de a trăi, de a locui sau de a vizita o anumită persoană. Toxicitatea are legătură tocmai cu acceptul de a trăi, de a locui, de a vizita o anumită persoană pe care tu, la nivel fundamental, o respingi. Iubirea este întotdeauna pusă la încercare de traiul de zi cu zi cu un om. Aici aș face o diferență între limitele emoționale hard și limitele emoționale soft. O limită emoțională foarte puternică poate fi aceea că eu nu mai păstrez în niciun fel contactul cu membrul familiei abuziv sau membrii familiei abuzive. Abuzatorul niciodată nu o să-i pese de bunăstarea victimei. Niciodată abuzatorul nu o să se oprească să zică: victima mea, te doare prea tare? O victimă trebuie singură să-și revendice puterea personală și să plece din abuz. Fie ai o limită emoțională soft în care, ok, păstrez legătura cu familia mea, cu familia cea toxică, însă există niște limite la modul că ei nu iau deciziile în familia noastră. Nu există o metodă la mijloc între adevăr și minciună. Eu nu pot de Crăciun să vin și să mă prefac mai mult de, hai să zic, 10-15 minute că totul e bine. Emoția ta are tot istoricul conversației tale cu acea persoană de-a lungul timpului. Convenția socială nu poate niciodată să oprească felul în care un om ne-a făcut să ne simțim de-a lungul vieții noastre. Iertarea profundă trebuie să se întâmple față de orice persoană care ne-a rănit. Că tu, neiertând, alegi să ți se întâmple abuzul ăla în fiecare zi. Cred că fiecare dintre noi în viața asta trebuie să-și cunoască propriile limite emoționale și, cel mai important, să le pună în aplicare. Am învățat să spun nu cu foarte multă durere, cu foarte multă suferință, și am învățat să spun nu în momentul în care mi-am dat seama că nu-i făceam un bine nici acelei persoane care îi spuneam da, deși eu nu simțeam asta.